Tare, ăla de sus. Se pune brânza pe el? Asta? Da. Nu ne plouă când munce. Și la ăla îi spuneți comarnic? E. Aia ce pune brânza de ce leasă pentru brânză. Păi nu se ține, că se culcă, dar se trezește și leasă linie. Leasă sau poliți. Nu pune ca. Dar corneală nu-l duc, să știi. Nu, mă, nu, pentru tante sara. Am pus video când fuma Raelu, și că bă, nu se fumează, mă, la oi. Te dă că ai ajutorul, pe Petrică. Hai, ține ușa. Îl ții pe ăsta sau? Îl ținem până într-o zi. Deja ai s-o prins. Poate să calce pe el? Încă nu chiar calcă. Dar în sara nu îl lăsă ăsta să aibă și un băiat. Băiat, să mă odinești. Sara îl bagă. Mamă, cum? Săracii mei de la căldură. Dacă nu plouă, îi bai, domnul Toadea? Îi bai? Mai rezistă, dar o trisat. A, dar fără ploaie nu-i bine. Nu-i bine. Și acolo unde a stârlit, uitați, nu se mai vede ca înainte. Să uscă, că se îmbătrânește. Dar pe încetul cu încetul... Dă sămânța neajă, de-aia se vede așa. Nu că nu-i mâncare. Este? Dă sămânța în neajă. Este de asta crudă pe ea. Aia le trebuie lor. A zis că le-au făcut larg, le-au făcut bine, uitați că în cap. Ce? Oile. Gata, bă, dar mai nu l-a făcut chiar așa larg. M-a referit aici la spitări. Da? Mai rung leșurile. Asta e viața, ce duc, bă, tu vezi să-i faci mare, mă. Bă, dar cum de le-ai lăsat pe domnul Toade să zică că ai mâna cât tigaia, mă? De câte ori le duceți la pădonul Divin? De 6 ori. De 6 ori într-o zi? Dimineața, când mă duc, am zis eu când stau în zi, dar aia când viu, am o iară a fost aici, ani, de seara când mă duc iară. Hai, cu asta nu vom merge. Aia cu vedeta aia de bus, că o duc în ultima și o duc în ultima. Da, vreau să-mi zic. Ba, mă, e cu aia. Reelul dacă o cumpărat, o să-l fac pe stânga, e cu tot ce am dat. Sunt frumoși mie. Ăștia sunt ultimii ce-au fost fătați? Da. Aveți vreo oaie, domnul Didi, v-ați luat? Eu le-am vândut, dar nu mi-am cumpărat casa. O oaia cu rece, pentru că să nu le dau păi m-am înervat, le-am dat că pe nu am cumpărat niște capre, iar primăvară le-am vândut. Ați avut capre? O pomioară, astea. Pomioară, astea. Aia e cu bua. O pomioară, astea, dar eu cunosc așa ele. Poate vă una de plasări. Ai să nadea alea? Le zbăt. De unde ai adus tăiate pe stânga de batei? Vine Gheorghe și îți face. Vine Gheorghe și îți face domnul Gheorghe. Nu am gândit să mă duc la domnul Țanu. Bă, dacă te duci, îți vor veni. Te la o săptămână. Nu, mărită fata, bine. Nu cred că ți s-a mărită fata înainte, Petrică. Că de iepurile le trebuie invitații. Da, ăștia au viață bună, domnul Didi. Nu au? Ce mai ziceți? Cum e? E cald? Cald, cald. Pe mine
nu mă deranjează, dar nici mă apă, mâncare, bea puțin. Da, este o diferență, adică înainte când nu era așa cald, de câte ori mergeau la apă? Mergeam dimineața și la amiază, că veneam și seara, bineînțeles, este o tot ce am pe la apă. Am și beau cum și beau amul. Și acum dublu? Ouleu, am cum mă duc de seara, m-am stat atâtea. Alea patru halauri, greșit sub culcă. Degeaba că vine de amul cu ele. Îmi dau o șasul, fac chiar le trebuie. Da, consumă dublu apa acum pe căldurile astea? Da. Am unul le pot sătura. De atât al... Le-am pornit să margă încolo, mereu până acolo și și fugeau, chiar ce una fugeau înapoi la ala. Și tot așa au anunțat. Mâine plouă. Mâine? Mâine, mâine nu. N-am atât plouă. Auzi, la pietre și pe frunci. De ce ai un profet? Am vrut să fiu la tine când mi l-a dus, dar păi... Dar era pe angolul, și cu mălai, și cu... Am văzut și stric la dub. Mă așa în stilul la oaia asta, așa e oaia. Ia, și a mea e mânul, aia e și-o cu cumpul, mă rău. Aia bună să vină, aia e cornii, aia e cornii melași, mă rău. Ce transpiră, domnul Relu? Bă, dar tu muncești și mult, mă. Ai cosit? Mai ai de cosit. Aia s-a apte, o cosit 2 hectare. Ai cosit 2 hectare? Mere, mai fain că e recore, nu? Nu zic, mă duc, ridică, duc, ridică, duc, dar mă duc pe aici, eu zi-am scop la lii în balotă și am mie, i-am dat ceapă, i-am făcut prunge lucru și-o pobre blaza la altă. Nu, ridică, opa, el era sub rău, rău, leiu. I-am păcat, nu ridică. Bă, dar acum se face o tavă, nu? Da. Se face? Cu cine te ceri, domnul Didi? Viteze, a spus numele. Chiar că este cald. Este, nu vedeți că transpir pe loc. Da, nu le puteți sătura de apă, nu? Pe satul, că le-am în multe locuri, am acolo, am acolo, am aici. Pe satul, da. Trebuie să le duci mai des. Mai e luna asta, că asta e mai pentru că până. La augustul de acolo, măcar 5-5, că s-a mai răcorit. Bă, nu este ceva bătut în cuie, că... Păi, de fapt, cum s-au schimbat anul timpurile astea, nu știu nimeni și că-i vară, primăvară sau iarnă sau toamnă. Nu știu nimeni, cum a fost înainte. Domnul Toader! Auziți? O zis domnul de la... Unde am fost la și am filmat, au zis că dacă 96 sau 95 se dădea subvenții pe animale și pe oi, poate oamenii, și pe pământuri mă refer, poate oamenii nu mai plecau dacă se dădeau de atunci. Ia, dar până de când? Din 2005 sau 2007? 2007. Târziu. Tu repede și băga subvențiile, erau tăbea. Credeți că se schimba ceva? Deci are dreptate, nu? Să apucau unii de lucru, bă, tanii, să faci, bă, lucru, pământul, fac și... Pe nu mai ajută fie. Bucate pe trâvine și fac și bani. Animale atunci erau măgări, erau și pași cu lapte, erau la românt din sat, mă dau 80-300 de vaci, erau flați. Păi, dar nu erau, mă, era, aici erau ăstea și dincolo erau viței și sterpele, cum se zice. Erau, mai... E dai la curdatrii...
300, fătus toți, dau la chimie ceva. E adevărat. Da, da, știți când este, am avut punct de colectare, lapte lui Insa, nu? Toată lumea dădea laptele și în fiecare sat era punct de colectare. Am fost ultima dată la noi, au fost 6 milioane de vacă. 75. Da, acum se dă 200 de euro sau câte de vacă? Până la 8 ani, parcă, nu? La vacă? Da. 350. De euro? Ăla pe care de dispariție, nu mai. Adică oricine ține turmă, cine mai are la noi în sat? Iuiu mai are. Iuiu, Giuchi și Gabi. Auziți? O făcut unul un calcul, ci că bă, dacă ai o vacă și vinzi o stradă întreagă cu mare Iuiu, cu 5 lei kilu, să dai numai 20 de litri pe zi și faci un salariu de 3000 de lei de acasă. Da, și dacă n-ai tractor și cofetor, ia tu ce ai făcut? Mă, eu am vrut să zic că de acasă, cu o vacă, cu o vacă. La vacă aia, ce ai făcut? La vacă aia trebuie. Dar eu nu ieșit, o dat 6 milioane, eu și ieșit tripalos acolo din Dragunoave din sus. Cum e aia tripalos, e mai mare. La vacă aia trebuie făcut. Domnule, eu am zis că poți să produci, dacă... Producție. O făcut. O dat 6 milioane și ieșit tripalos. Cosât și greblatul și balotatul. S-au fost 6 milioane și ieșit tripalos. Da. Așa este. Deci așa să vină, trebuie să dai la vaca aia toată vara până la iarnă să vândă rapcile să... Și i-a zis, mâncă, ia tripalul. Mănânc o vacă, trebuie să-i dai. Să nu mănânci. Dacă nu-i dai, nu-l dă. Ai avut vreodată vacă, domnul Didi? Am avut de lentă de mâșe, de litru. Dădea 5 lei pe kilogramul de lapte. Cât? 5? Mă! Bă, omule, revină-ți un pic! 50 de bani, l-am încurcat. Bă, dar să... Oaie combina? Așa asta e adevărat. Cât calca aia, că are roțele alea de... Cât are? 70. Așa gelată. Calca. Bă, dar la laptele ăla, ăla nu-i lapte, mă. La lapte făcut din lapte praf, mă, la din ce pui la cafea. Ce rămâne, no, ce rămâne, o să găsă. Dar vorba ta, mă, la 50 de bani și ăsta la un leu și ceva, un litru. Păi din, aaa, e șmecherie. Dintr-un litru cât ce faci o bineu? Ce, mă? 100 de lei faci. Dar spune ce rămâne. A, mă, dar eu nu cred că ăla vine de la noi, vine o tot de... O să calculează, la cafea calculează și locația și statul la scaun și tot. Nu, lasă-o încolo, domnul toate, nu îmi calculești o femeie pe noapte, că deja mă fac să vorbesc prostii. Păi, măi, omule, te duci la bar, cine face curățenie după tine, faci tu? Păi, da, mă, omule, dar omul cumpără și pune adaus. Am înțeles. Dar eu zic totuși, dă-o acolo, hai să băgăm toate, nu vreți să mergem să facem toate costurile, să le băgăm pe seama noastră. Domnul Didi ar bea o bere rece. De ce nu-i aduce, de ce nu îi aduce nimeni? Cine nu zice că nu aduce? Duierile și în seara asta cosești. Nu că am mă duc la gribla. Bă, dar ai văzut? I s-a stricat lucena lui Vodu. S-a stricat, nu? Azi e cum era. Da, mă, dar dacă nu plouă, nu se mai face. Se fac de la ploile astea și-o plouat. Se fac de la alea? Nu, la asta se fac și de la astea. Hai, plouă, mă, nu știți voi, nu că... Săptămâna ce vine des-o, cosă ce ai la ceasă. Ai de tot de tu. Nu, te rog, mare. Dar numai aia, bă, mare. Uite mie aici ce fain stau. Uite, am mâncat grăunță. Am putin. Și mă duc pe jos pe apă. Le-o și rămas. La aici când erau ea, spunea că ce dau o gâliță, că nu știu, sunt bună gemie, nu știu, până în 30 de acolo. Sau un braz ăsta iar gemie. E braz, este o față din jos, de câte drum. Porumbul e bun, se anunță ca... Bă, dar s-o, am văzut că se secere orzag. Orzul ce, l-au văzut ce? Grâu face Dorin, mă. Grâu? Se cheamă Iule. Grâu face Dorin. Se cheamă Iule, grâu, orzag. Ce face Dorin? Ce-o spus, e bună producția? Nu, nu.
N-am regăsit. Aia a fost astăzi, a fost ăsta acolo la mine pe seară. Că o iască dumnei. O fie totodată urmă tractorii pe combine, apoi o vine Ionuț, că a fost stricat, a fost după ceva rumeasc la cu. După au venit Dorin, pentru mult a venit Ștefanu Curareș, mi s-au strănstăți acolo la umbră la. O mașină era aici în ea, la ceată, la capul locului, la toate, la fără. Ăsta din scoate de loc. Nu știu, jeep-ul era ăla lui Ionuț. Da, prețul la cereale o crescut sau urca? Sau o scăzut? Asta face o crescut un pic, dar nu. Rapid, nu crește. Nu? Încă mai vin cereale din Ucraina, mai vin, nu? Dar și nu le poate opri. Păi deci, acum poate să fie o afacere să le cumperi de acolo, să vii să le dai aici la oameni ce ai de dat cereale și banii să-i ții, tu mai dai bani. N-ai voie? Nu, seama să treacă, nu să le vând de la noi. A, deci nu... Ceva de aia pe cocos, că îi încurcă la acolo la... La vamă? La vamă îi încurcă, că vând ucraineni, nu pot vinde ei. Și asta e un adevăr, nu? Da. Ai tot. Nu pot, că pe afacere ești ăștia mari. Didi, mai ai până în 6 decembrie. Nu, frate, nu, de la azi, pe noi ne avantajează. Și-a auzit domnul Neluș, pe noi ne avantajează. Să fie tot timpul război, a zis. Ce ai zis de bani porumbul? Mai bine că el, domnul s-a legat că anul trecut când au fost 2 lei, n-a venit nimeni să zică, domnule, 2 lei, haide să-i ajutăm. Acum când e 60 de bani, toată lumea spune că e ieftin, dar anul trecut nu a spus nimeni că e scump. Ați cumpărat în vreun an porumb? Prea l-a cumpărat. Tata nu cumpără. A, deci nu produceți cât aveți nimeni. Nu ne ajunge cât produce. Voi că noi iarnă-vară, noi pe tântul ăla. N-avem utilaje de produs noi, avem de astea mazgărim pământul, numai ne hrăim cu ei. Perelul folosește să meargă să se plimbe. Și când de mergi, mă duc cu tractorul până la apă. Când îi vezi cum mară ăștia cu tractorile lor și cu plugurile lor, nu-ți mai bine mele la lucru cu atât. E diferență? Păi cum? Nu, acum serios, domnul Tatăl. Diferența e la șer la pământ, aia scule, la ară, la 30-40, noi abia la ară la 15. Mărele, dar tu acum ai prins. Înainte la vii, se săpa, dar se săpa, săpatul ăla cu trei rânduri de hârleți. De ce se făcea așa? Să nu iasă bureană, dacă săpa puțin, iasă bureană imediat înapoi. Se răgolea? Dar de ce? Ia scocea atâta bureana din cât e mai adânc, o tată își bureana mai tare. Și se spunea că pământul jos are, cum îi zice, pământul de deasupra e mai gras, trebuie să-l bagi la rădăcină, nu? Ai prins el, l-ai făcut? Relu nu învârti pământ. Mă, eu îl știu pe Relu când era Relu, ăsta lui Boca, Adi și cu Vărmiuilă. Și se dădeau pe cărucioare de-astea cu rulmenți. Făceau ca o saine cu două de alea, două rulenți în spate, două în față și se dădeau pe tractoare, dar avea în tractoare. Relu de la Săpalajii s-o învăța la făcut brutul. Ei trebuie să... la știu cum... Prima groapă, bă, sunat... Sună. Avem mort. Cine a murit? Cine a murit? Las copul de la niște părumie. Cine a murit? Bă, cum să spun, un frate de-a lui Vreila. Ai pe la Brașov, la 1 pe 5. Trebuie să-l ierți. De-a lui care? De-a lui Bata, la Suca. Bă, dar acum și cropotele se trag pe bani, mă. Serios? De când e lume. Deci trebuie să plătești că se trag clopotele. Feriască Dumnezeu, am auzit așa ceva. Dar omul ăla de ce pulă? El e o putează mare să se tragă fie clopotele? Păi da, bă, da. Și dacă n-ai bani, nu le trage? Le trage pe datorie, pe caietul.
N-au că e de cu geastea. De fără aveam doi vișini, unul Napu și unul Tâncuță. Erau veniți amândoi pe Bârgân. Napu s-a mutat în Arad, că acolo viața mai ușoară, mai din de prime, puțină iarnă. În Arad? Yeah. Tot la Oiera? Eu știu unde în Arad. Ăsta Tâncuță zice când se duce Hampu, Napu să trag clopoțel la biserică după el. Se duce la biserică, treabă. Cum pot să fac să tragă clopoțel la biserică pentru neam de-a meu din Bârgău? Așa, nu, nici o problemă, plătești și să trag clopoțel. Am numărit un neam și vreau să trag clopoțel aici în sat. Plătile ăla și-a tras clopoțile. Pe Orișoară și eu urici eu mă ridam de căguța. Pleacă Napu din Vișoara. Da, mă, că bisericile au multe donații, mă, ăsta e adevărul. Nu? Povesteau că am fost în Turcia la... și acolo ei au moschei, știți? Și ei aveau pe un, nu știu cum îi spune, să nu greșesc, Yama, nu știu, în fine, care cânta, știți, ca și cum era la noi, cum îi spune la ăștia ce cântă la biserică? Deac. Și ca orice om care cântă, era unii care cântau bine și poate erau plătiți să cânte. Acum nu mai pune caseta, nu mai stă la acolo să cânte în stâlpul moscheii, știți? Video, casetă, de aici auză. Serios? Au casetă și box în video la biserică, de aici auză în slujba, mai tânăr. Nu, acum, serios. Serios, mă. Păi și popa ce face? Cred că stă cu un altar mea acolo, foarte bine. Doamne, ferește. Vorbește el la microfon. Mamă, dar ce cald le este la oi? Și spunea 6.000 ducem în Esten, yeah. Și 2.000 mâncăm noi, dar noi nu mai aveam ce mânca. Nu mai aveam ce mânca, acolo s-o mânc. Prele, tu ai făcut liceu pe timpul lui Ceaușescu? Nu. Școala, nu? Sau la vieți. Domnul Didi, a avut viață bună pe timpul ăla, la școală. Cum? Ați avut școală, viață bună la școală? Fără. Mă, și școala am făcut. Eu, clasă și după nouă, am fugit cu mă și relu la voi. Am dus o jumătate de an și am lăsat pe nouă. V-ați lăsat de pe nouă? Pe nouă m-am dus până în, nu știu, în 3-4 februarie. Și în 6 februarie m-aș dus înapoi la Gosta la voi. Păi ți-a fost dragă și mi-a zis povestea cu, bă, oh, ce viață a dus omul ăsta. Câte grade au fost astăzi, domnilor? Nu știu. Au fost 35? 32, 33. Ia mai nu te tragi în bunie. 35 este pe vină și pe sâmbătă. Atât de cald? Că plec în Franța sâmbătă. Acolo și 40. 100%, mai ales la Montpellier, acolo în sud. Păi, Gheorghe, m-a spus ăștia că 40 de grade la umbră, dar și nici nu pot să stai la umbră. Și că, bă, Gheorghe, 40... Cine te-a pus? Au mai fost călduri așa? Au fost la fel la anul trecut, nu cred. Schimbă planeta, se învârte rotă. E mai caldă. La noi, da. În 300, 100, 200 de ani va fi deșert. Nu o să mai fie oi. Înervați-mă, că tata aduc câinii pe voi. Să fie câinii. Da, e deșertul la noi, ba. Ce zi ai, nu nimeni nu-ți. E din ce în ce mai mare lipsa de apă. Înainte ploua, mă, o zi, două, trei, într-una. Ploaie de-aia faină, așa.
și aici a fost parcă, nu? Au plouat, măi, săptămâna trecută. Da, mă, dar uite, am fost acolo pe Lucerne când am filmat caii la Alin, era încă erau crăpăturile, mă. Vezi ce faină e florită floarea, mă. E gală, bănătate. La unde? Acolo, unii, la colț, de acolo, de acolo. Unii ai venit atunci la mine, la Taman, acolo. Acolo e floare? Toate floarea aia, vă, cât, vă, 17 hectare, cât 20. Pe acolo, ai ce să mai mănânce pe tocăturoile? Nu, nu mânca, mă, nu-i recoltată. Nu, dar zic când se recoltează, are ce să mănânce de la floare? Bă, da, aia când se recoltează, nu rămâne nimic ca cotor de lea. Să mai cadă câte un sâmbure, câte o, nu? Mai cadă, ea mâncă pe unul. Să vezi un sâmbure, să satură o aia de-a. Nu, mă, dar unul cu unul. Unul cu unul trebuie să fie roșu pe jos, să fie negru de... Cu ce la gândă. Cam mare, hai. Ce, ce vedeți ce mi-a luat un camion de ăla? Ba nu vă este dor de domnul Didi? De Gicu, scuze. E dor de Gicu, cum? Nu l-ați chemat să-i dați ochelarii? Ba, urmic. Ce o zici, Petrică? Nu vrea să vină înapoi? Nu, să vii, mere, nu, să stai acasă. Nu am înțeles că mere până acasă sau mere acasă de tot. L-a duce la toamnă pe ce recoltă. Dar au zis că vrea să mai vină? Vine pe... oricând. Și se recoltează, până mai are ce face. Da, a cui a fost? Alu Bunar a fost, mă? Ce, mă? Într-un an l-am mâncat pe alu Bunaru, mă. Ce e de acolo, ha? Bagă-te înapoi, bagă-te înapoi. Da, a fost pagubă mare, mare, mă? Ia, măi, oaie, proastă în ea. Atât ați plătit? Dar el le-a plătit, 4 toni ne-a lăsat dori. Bani, 40 de milioane. Bani, eu fă la mine. 4.000 de lei? Nu, nu, 2.800 eu. Pe 4.000 de tone. 4.000 tone, mă. Pe 4 tone. Și cât a fost de kilogram? Un leu 40. Cu 700 tone. Cu 700. Eu am crezut că cu un leu 40. Nu, mă, cum o dat el. Cum o dat el, nu o luat mai mult. Omul, nu. O băut? Bă, dar vezi, toți copiii tineri bea mult, mă. Eu știu ce-o făcut. Te-ai învățat cu biciu, domnul! Aia a fost o pagubă, și la doilea pagubă ne-a rămas o grămadă de oister. De ce? Spar mie ghele, că a fost bolnată de la mălai. O țipa mie din ele? Ia. Mult? Eu am avut 50 de ester pe anul ăsta. Nu mă amere. Destul de mult, foarte mult. Dar văd că o da lapte, nu, nu toate. Este lapte. Da, este și o patate, azi de la gheață. Nu zic. Nu, nu zic acum, se dă lapte, nu e. Nu, nu a scăzut mult. De cupe, 65 de cupe? Da. Ii, mă. Litri, nu de cupe. E diferență între cupă și litru? Nu. Băi, este cupă la un litru și 4 deți. Cât asta ne? Cât asta. Cum să-și iau bătrâni mai dur. Care cum păsura un boi de plau. Cum? La noi. Nu, alta de 1.6, auzi, alta de 1.8. 16 deți? Da. Așa era la noi.
E cam alea, cât o dea asta, ne? Păi până am unul ce nu s-o dat la tank, ultima dată la noi te cudea, mă, s-o am. Până nu o vin trecea cu mașina de băgam la tank, după aia am cu bidonul, că... Mai aveți de dat la oameni? Ce e mai ușor. Le sute cu aia, mă, frate. Am ușit eu îi lapte, nu s-o lapte. Are ticocan. Și fele, și... Dar acum numai la oameni dați? Numai la oameni. Nu poftim? Numai la oameni. După aia facem pe noi, să ne punem pe iarnă și gata. Da. Deci nu mai vindeți deloc, gata? Ce frumoasă. La lucrărie nu mai văd. Ce frumoasă e oaia asta, așa, cu coarnele astea. Yeah. Dacă nu faceți contractul, îl faceți pe cantitate sau pe timp? De exemplu, două luni ți-l dau ție sau o lună jumătate. Cum se face? Îi punem așa, o cantitate la ochi. N-a făcut contract de la strict. Contract la mic, înțelege. Și până acum cât ați dat? Se zice sau de obicei nu se zice? Adică a fost mai bun ca anul trecut? Nu. Anul trecut a fost an bun, am băgat în lună numai 6 tone. 6 tone în mai? Da. Și anul ăsta în mai? Deja am băgat 4. Pe pierdere foarte mare, 33% foarte mare. Și ați avut același număr de oi? Aproape. Că toate alea sunt. Numai nu a fost același lapte. De ce? Cum adică nu a fost? A fost mai grasă asta? Pentru a da oile mai bine lapte, într-o an mai rău. Eu mugeam 200 de litri la mulsoare. Mai, dimineața. La mulsoare? Păi da cum? Dimineața mugeam 2 bidoane, 200 de litri. Anul ăsta ați mulți în vreo zi o bidoane? Am mulți de 7. De 6. De 6 n-am de păr. Dar de la ce a fost, mă, pierderea asta așa mare? Apă, iarbă? Că iarbă a fost... Poți să spui că a fost iarbă bună din primăvară, a fost iarba bună. A fost o bidoane când a fost o bidoane și... Auziți? De la ce a fost scăderea asta așa mare? A, nu e mai... Da, ni bun, nu e rău. Aia, mă, că așa, se... vitamină, în iarbă, așa, o tavă. Bă, dar faptul că nu ninge și că nu mai e zăpezile cum era, afectează? La iarbă mă refer. Nu afectează și așa. Afectează la apă. L-am întrebat pe domnul, eu zic, domnul, zic, mai sunt, am băiat și-o zis că nu pune bulsul pe jar. Că se teme că se strică ugerul. Lasă, mă, stea-s prostii, mă, ce? Nu știe, mă, face ce? Nu știe, mar. Mar, nu, mă? E tot. Povești, bulzul pe jar să pune să încălzească brânza, să... Brânza în mamariga, dacă ne pui. Asta s-o ființa cum erai la drum, n-aveai farfurii, n-ai unii să încălzi, să stai cu pământul pe jar până să topește brânza. Asta era explicația. Păi, dar cum? Acum fiecare... Cum o pui pe ăsta în farfurie și o pui pe sobă până să topești brânza. O puneai pe jar. O mămăligă cu brânză dimineața și cu un pic de ceapă până să și-a avut apă zuh. Mâncați de 3 ori pe zi sau când vă era foame? Doamna, nici de două ori și odată mâncam, tau de unde să mânci. Și de 10. Era zoamnic. Ce zici, un aperitiv? Și desert, da? Azi că nu e ușoară viața, mă, la drum. Să știi tu că tot timpul ești afară. Să știi tu că nu știu unde dorm la noapte. Așa-ți place, păi, și te obișnuiești. Dar cum a spus că ați fost nespălați după două luni acasă cu un tren? Cică domnul Buhai, cică stai să vezi cum eliberezi eu un scaun, compartimentul. S-a eliberat trenul?
Era aglomerat, mă. Chiam în Cișoare, n-avem locuri pe banchete. Faci fii atent cu rândirea. Mărelule, la tine trebuie să fie mâna, corpul ca și mâna, adică mai mare, așa. Nu te-a spus, mă, că mă mușcat de unul, mă. E un bun suc de pe aia și-o tras găunile. O nu mai e bun suc, mai nu, nu știți, nu știți bancul ăla. Și că, auzi de Petrică, îi zice unul la unul. Și că, domne, am băut 4 litri de vin, 2 sticle de bere, o sticlă de coniac și am mâncat un măr. Și... iar filmezi, mă, nu mai filmezi. Bă, nu mai fumați, că vă filmezi, gata. Ia, mă, pui, nu auzi, bă? Nu iară strângăia că, în comentariile tale că goli lapte cu țigară. Păi ăsta e adevăr, uite aici, un om uite aici, domnul Toader cum golește, frumos. Auziți, domnul Toader? După ce o zis ăla că a băut 4 litri de vin și o sticlă de vodka, auziți? O zice că și-a mâncat un măr și toată ziua mi-a fost rău, face cine mai mânca mere. Mărul la bine, de la măr. Dar chiar, chiar așa grav este să fumezi și să gole, serios acum. Dacă intră fumul, să mergi de doapte. Trebuie să te grijă să nu cadă strunghe țigara. Mai bine l-au aprins. Să mai stică fumul cu lapte, să strică lapte. De ce nu fumezi și când mănânci, mă? Dar nu pot fac beste ca ta un lucru ăla. Nu faci? Dar bagi odată lingura în gură, pe aia țigara. Are dreptate. Salut. Politica țigării, că nu mai fumăm la timpul. O zi stai că tot văd când eram eu tânăr și în forță, nimeni n-avea curaj să fumeze la când mulgea, pe ăștia au curaj deja. Se vede că ați îmbătrânit, domnul Toader. Nu, era altă forță de muncă. Că nu-ți convenea de unul, băgai pe altul. Mă, te folosești de ei cum ai, dacă nu faci sângul. Bă, dacă nu filmam eu că fumați aici, acum încă fumați, așa ați văzut, cum v-ați dat la o parte să nu vă filmez. Hai bă, să-ți mă știa. Râi ăla m-a învățat, mă. Râi ați învățat. Să scuturez trecura și să puie pe bidon. Stau unde vă mai? Încă o să pune pe măcina, hai bine, te scutură. Dar se înfundă? Strecura se înfundă? La spumă. Fundă, nu? Spuma nu trece pe strecura. Mai o spumă, mai o... Pai, mai o... Musculiță. Îngropă. Am făcut o groapă, așa. La cât? Am făcut o groapă. Pisa toată comună. Ce ai zis? Tu i-ai îngropat pe toți? Bidiu și Corbinistru și pe Mătei. Cât e groapă? Dar cât e prețul la o groapă, mă? Aia te chiar oi, cât e groapă ce ai făcut? Ha? Acum e scump și să mor, mă. Tu cât îi dai la un meserar? Ascultă-mă. Tu cât îi dai la un meserar de atât? Bă, eu? 5500 pe lună plus salariu, plus taxe, plus concediu, cum au normal. Și eu dacă iau 200 la zi, că mă fac gază. Dar e puțin la 200. Îmi fac tătă ziua ca micul la o groapă de aici. Numai 200, mă? Păi dacă... Am tu ești mai prost, scuze-mă, deci cam prostuț așa. Da. Fără 500 nu, nici nu deschideam discuția, mă. Dacă-s 2 și dacă ești 800... Dar eu de când i-am zis? Eu cu Petra știu. Bă, dar dacă moare 2 și pune aceeași groapă, cât iei? Apă că e altă treabă. E puțin, mă, 200, acum la modul serios. Ori faci gratis, ori e 500. Păi pentru 200 nu se merită, mai bine stai. Da, păi sunt alea, mă, care le fac, mă, cu marmură, cu podobite, cu haur, cu... Le facem, dacă mă aduc materialul, da, le fac. Ce, domnul Didi, n-ai văzut? Am văzut.
Ce har n-are. Bă, deci după mine, mi se pare cea mai mare prostie posibilă asta. Bă, deci fii atent aici o vorbă, ce... Vin alții fac... Vin din Germania când mor măi omule, din America. Și când trăiești de caută ești dracu. Dar când mor toți, vin de peste, toți se adună, din orice țară ar fi... Că vine ultima dată. Ei unii trebuie să vină. Te mai vede ultima dată. Unde mă să te vadă, că nu mai ești tu, e gata, acolo e... S-a terminat. La cușală, mă, că ai de bani. Și acum mai merge când ne întâlnim toți. Drecu, dacă trăiești, nu poți să te întâlnești toți. Eu, bă, mie nu-mi place, că eu chiar am o problemă cu asta. Eu de-aia am ca un neamule care le-am de căutat, că trăie, mă, du-mă, le văd, pa, glumesc, râd. Și mă, relașe, mă, că ce mai merge. Da, nu? Îi duci un buchet de flori la cimitir, că așa, că așa e tradiția. Dar ce nu ai dus când ai trăit, mă, la un buchet de flori sau... Nu? Vinul nu-i bun. Păi când trăiești, nu? Nu-i bun, mă, Didi, dă-mi încolo de vin. Clavă sus, că mereu unul din martor la tribunal, că au zis cum s-au bătut doi. Și unul dintre ei nu a avut martor. L-au pus pe unul, vezi că ăia doi s-au bătut așa, spui așa, că au zis. Mereu ăla spune la asta, zice, judecător, ai văzut? N-am văzut, dar am auzit. Zice, auzit, nu se pune, nu m-a văzut. Se întoarce ăla să iasă afară și dă obișnă. Ce-ai făcut, domnule? Doamne, zice, ai văzut? N-am văzut, am auzit, auzit, nu s-o pune. Nu, mă, că adevărul este că toate sunt scumpe, mă. Înainte era, mă, cu ajutor, se dădea bine, acum se dă bani cinste, nu? Dar înainte se ducea făină, nu? O, câte o găină, nu? Să se fac. Nu duci bani, mă, că se face, face catering. În următarea se face acasă, vine ăștia cu... Duci bani, care cât vrea să dai, 100 de euro, 50 de euro. Când a murit propus, cu unii barul, Andrei ăștia, ce-a făcut barul ăsta, nu? Murit prima dată, murit bătrân, nu? Păi mâncă, cum zice Flavius, bă, găini, rață, tățos, în racol. Are o jingere cu mustață, un șer, cum vrea, cu sasul ăla, cum... Bă, s-a băgat ăla într-o zi, bă, tăta zoată, tăta putut găini, tăi le-o tăia pe tăt. Că tăia le-o cărmânau ani, femeile pe acolo. Mă, face, bă, răpțișor, că o să-i de bătrâie, bă, tăi cu sticla de ginață, i-a trecut și eu cu tăi cu găinile, tăi scormânau, cu tot. Bă, domnul, bravo, un an, un doi, o muri bătrână. Nu, mai nimă ce ușoritate am eu acum, pula, dar nu te dai bani, eu acum le fac foc și trebuie să nu zic prin pișorul cofne de bătrâni, sau găință. Aici, aici fac după fiu pe catastiv, care e cât mi-o dat 50, 100 de lei, ce publice. Dai te recomanda, catering vine cu masa și da. Nu? Aici, păi, taie găină, taie rată. Mă, așa eram atunci, nu era acces la bani cum e acum, mă. Să plătești tu 10.000, 15.000, 20.000 cât e catering-ul. Înainte nu avea nimeni atâția bani. Vă spun că se făcea mormântarea acasă, nu? Făcești la ăștia și gata. Din putătul la ce-o servi la masă și dai banul și-o plecat. Se mai umplă tură, nu, gălețile? Nu. Ei, hai odată, nu sta! Da, uite că încetul cu încetul intră soarele și vine umbră aici. Bă, dar ați mai mulți odată, de ce nu ați mulți la 7 să fie umbră, numai umbră? De soare eu. La 8. Noi gătăm la 8 și pe aia mâncăm mai bine oile. Da, adevăr. Gândim și la ele. Cum atât nu mâncă pe căldură. Până la 11 îi zbaum. Da, ați avut ce acolo, jir sau ghindă? Că nu, eu le confund. În pădurea asta, ce e, jir sau ghindă? Ghindă unde stă așa. Ghinda e la stăjar, jirul e la fac. La munte, unde este fac să faci jir. Aici nu e fac jir. Mm-hmm.
frumos arată așa oile. Vreți să le mai mulțiți, domnilor? Acum toți sunteți crescători de oi. Când ajunge la omie, ne upe. Petrica, câte vrei să faci? Serios acum. Uite de Dumnezeu, vezi că una mare, una alta fată. A, mă, răspunsul e bun, dar un plan mă gândesc că ai, nu? Nu mi-am propus așa. Nu știu ce poți face mâine, dar păi nu știu. Trebuie să facă vă 300 să poate trăi pentru ea. Fără câștigă. 300? Da. Pe o zi, Petrica, deci o să ai 300. Să poată trăi modest pentru el. Relu, tu ai 300, nu adunate toate. Trece cum e cu tot. Cu ăștia din țară care mai mult. 300 Petrica, 300 Relu, 400 domnul Toger și Mia. Voi sunt 1000 cu 170 de sat. Înainte tot așa erau, 7 turme de câte 150, tot atât erau ca număr, nu? Ia, mă, noi le-am făcut într-o turmă. Sunt mai specialiști. Mai lucrez așa, ce-au mine, cum a pat. Da, auziți, domnul, acum, comparativ cu ce oi erau când vei mai mult lapte, acum ca atunci. Nu e mai mult, cum să zicem. Nu e mai mult, nu? Dacă am el, crește mai mare. Mielul? Da. Ei crește că ții mai mult la oaie. Și au venit în oaia să aibă lapte. Se fac berbecul în octombrie. Tot oaia mare, când mai e la mie, nu sunt împreună. A, deci atunci putea să fie miei de 40, de 30-35 zic. Normal, că făcea în februarie până mai... Și atunci... Mai avea 20 de kg, să 15 de 20, că avea 30-40. Și atunci unde e îmbunătățirea la rasă? Pe oaia mai mare aia n-are importanță, nu? Dacă laptele e la fel și miei se puteau face la fel, să înțeleg. Oile o crescut mai mari, că mai mari. Deci asta e toată îmbunătățirea. Hai, sărbătorile de iarnă. Eu nu văd o... De la 45 de kg, Turcana a ajuns la 70-80. Acum e aia de acolo. Păi da, domnul toate, dar dacă... Ia mă pune pe aia, uite, pe aia se dă unic, aia ce n-are înainte, o ui acolo. Cum e aia din spate. Ia pe da, domnul toate, dar dacă mielul e la fel, laptele e la fel, de ce ai nevoie de oaie de 100 de kg? La pastramă, când o faci pastramă? Păi nu, când o faci la abatorie una când are 50 de kg, una când are 70, una când are nicumbe ani, nicuța aia nouă, aia la cât are? Când e cealea de pe el, are 10 kg de carne. Mă, și asta e adevărat. Asta e o aie normală, frumoasă, nu asta? Da. Și aia de la Petrica, uite ce lungă și la faine. Asta e faine cu coarnele astea, cu e asta? Danuț. Te croșul pe cură, salut Danuț.